A doua zi a Sibiu Rally România avea în program numai 5 probe speciale, însă acestea totalizau aproximativ 100 de kilometri. După două bucle identice formate din specialele Gâtul Berbecului și Șanța Max, aceasta din urmă cu suprafață mixtă, raliul sibian urma să se încheie după a doua parcurgere a superspecialei din Sibiu. Pe prima probă a zilei iese la rampă Sepp Wiegand, care stabilește cel mai bun timp. La 2,7 secunde de pilotul Skoda Germania, încheie speciala Gâtul Berbecului Patrick Flodin. Suedezul urca de pe locul 6 pe 4, ajutat și de problemele lui Sabo. Pilotul maghiar a făcut pană, însă a decis să nu schimbe roata. În ciuda faptului că a reușit să termine proba, nu a mai putut continua pentru că întregul ansamblu al roții dreapta-spate a scodei sale a fost distrus. După forcingul din prima zi, liderul Andreas Mikkelsen s-a mulțumit cu locul 3 pe speciala 8-a. Revenit în cursă sub incidența regulii Rally 2, Dan Gârtofan semnează al 4-lea timp al probei, reușind să-l devanseze pe François Delecour, sosit al 5-lea. Francezul rămânea însă pe locul 3, de altfel podiumul rămâne neschimbat. Problemele lui Sabo și cele două pene făcute de Pușkar le-au permis lui Marco Tempestini și Emil Cheleci să urce în clasament pe locurile 6 respectiv 7, în timp ce Vali Porcișteanu rămânea pe 5 și lider la categoria producție. Prima parcurgere a specialei mixte Șanța Max avea să reconfigureze serios vârful ierarhiei. Proba este câștigată de Andreas Mikkelsen, care bifa al 8-lea scratch. La 1,5 secunde în spatele norvegianului a oprit cronometrul Patrick Flodin. Suedezul urca pe 3 în clasament în detrimentul lui François Delecour, retrogradat pe 4. Pilotul francez cu suspensia dreapta-față avariat a pierdut aproximativ 3 minute, însă a reușit să ajungă în parcul de serviciu din Sibiu. Valentin Porcișteanu la rândul său a avut probleme. O pană de cauciuc în prima parte a probei a necesitat schimbarea roții, la aceasta adăugându-se avarierea direcției. El pierde minute bune și cade pe locul 10, pierzând și prima poziție în Production IRC. De problemele lui Vali a profitat Vitali Pușca, ucrainianul urcând pe 5 la general și preluând șefia categoriei producție. În spatele său pe 6 a urcat Edwin Cheleti, în timp ce Marco Tempestini a făcut pană și a retrogradat pe locul 7. Harry Hunt continua să conducă ostilitățile la categoria 2 roți motrice, britanicul fiind urmat în continuare de Robert Consani și Vlad Cosma. Pe a doua parcurgere a specialei Gâtul Berbecului, Sepp Wiegand a fost silit la abandon. Germanul a făcut pană pe dreapta spate, însă nu a schimbat roata, finalmente suspensia cedând și astfel pilotul Skoda Germania a ratat șansa clasării în premieră pe podiumul IRC. La polul opus, Patrick Flodin a bifat prima victorie de special în IRC și grație abandonului lui Wiegand a urcat în poziția secundă. Mergând pe mijlocul drumului conform propriilor spuse, Andreas Mikkelsen nu mai avea ca obiectiv decât ajungerea la final, avansul său fiind acum de peste 5 minute. Abandonul lui Wiegand l-a readus pe locul 3 pe François Delecour, francezul reducând dramatic ritmul pentru a-și adjudeca victoria în campionatul național. Dan Gârtofan a continuat seria de timp bun cu o clasare pe locul 3, brașoveanul având ca obiectiv locul 1 în clasamentul zilei secunde în competiția internă, pentru a aduna puncte în finalul sezonului. Marco Tempestini a posibil să le pună armele înaintea startului pe speciala 10 din cauza cedării ambreiajului. Trecându-și în cont și ultimele două speciale, Andreas Mikkelsen a bifat la Sibiu a doua victorie din sezon și a 25-a pentru Skoda în IRC. În plus, avansul cu care norvegianul s-a impus reprezintă un record pentru competiția intercontinentală. Andreas, în primul rând, felicitări pentru victoria de astăzi. Cum a fost ziua de azi pentru tine? Mai bună ca cea de ieri? În principiu a fost la fel, însă astăzi traseul mai dur decât ieri, așa că nu a fost ușor. Este adevărat că astăzi am plecat cu un avans destul de mare și a fost mult mai plăcut să pilotez. Ne-am simțit foarte bine. În ciuda avansului nu pot spune că a fost o victorie facilă. Nu, desigur, probele au fost foarte dure, a trebuit să-mi păstrez concentrarea în permanență, să fiu atent să nu lovesc nicio piatră. Nu a fost un raliu ușor, însă pentru noi a fost excelent. Ți-ar plăcea să mai participi aici sau la un alt raliu în România? Da, bineînțeles, mi-a plăcut foarte mult raliul de aici și toate lucrurile pe care le-am văzut în România. Cu siguranță mi-ar plăcea să revin. După un debut dezastruos, Patrick Flodin a încheiat Sibiu Rally România pe locul secund, cursa sa de recuperare fiind răsplătită și cu trofeul Colin McRae Flat Out Trophy. Ieri erai destul de supărat și ai fost la un pas să te retragi. În cele din urmă ai reușit un rezultat bun. Cum vezi lucrurile acum? Acum mă simt de parcă aș fi câștigat. După a doua probă de ieri eram pe locul 45. Acum la final suntem pe 2. Ieri nu puteam să-mi imaginez acest rezultat. Astăzi, în schimb, am avut o zi foarte bună. Nu am avut nicio problemă și am avut un ritm ridicat. Unii piloți din fața noastră au avut probleme, ceea ce ne-a ajutat să urcăm în clasament. Ieri am avut ghinion, astăzi am fost norocoși. Te-ai gândit că poți recupera cele 4 minute sau te-ai impulsionat Petter Solberg? Ieri am fost uimit de ceea ce mi se întâmplă, nu vedeam nimic din cauza prafului. Gândindu-mă la probele de noapte, am crezut că va fi îngrozitor, însă finalmente a fost ok. François Delecour a încheiat Sibiu Rally România pe ultima treaptă a podiumului în IRC. În schimb, francezul a obținut victoria în etapa de campionat național. Victorie ce l-a propulsat pe locul 2 al clasamentului după 5 etape. Cum a fost cea de-a doua zi a raliului? Nu a fost foarte bine pentru că am avut mari probleme cu amortizoarele toată ziua. Din 4 speciale am avut probleme pe 3 dintre ele. A fost foarte frustrant pentru că a trebuit să fiu foarte calculat ca să nu abandonez și să pot ajunge la final, pentru că de fiecare dată au reapărut aceleași probleme de suspensie. A fost mai bine azi în ceea ce privește praful? Praful nu a mai reprezentat o problemă așa mare. Nu am avut probleme cu vizibilitatea, poate puțin pe ultima probă, la super specială, dar per total fără probleme în acest sens. Și, ca o concluzie, e bine că am revenit pe podium în IRC și faptul că s-a întâmplat aici la Sibiu este extraordinar. Am participat la un raliu foarte bun și mi-a plăcut cu adevărat foarte mult raliul Sibiului. Ambianța, atmosfera, spectatorii, ieri seară pe specială era foarte, foarte multă lume. A fost super. Încă o întrebare. Rămâi în continuare cu Peugeot? Cred că da. Sper să termin campionatul cu Peugeot. Pe locul 4 în clasamentul absolut s-a clasat Vitali Pușca, ucrainianul reușind prima victorie în categoria automobilelor de producție. Edwin Cheleci, sosit pe locul 5, a reușit la Sibiu obținerea celor mai bune rezultate din carieră, pilotul clujean obținând argintul atât în Production IRC cât și în clasamentul general al campionatului național. Da, este o senzație absolut extraordinară, este chiar o onoare pentru mine. După cele două experiențe foarte reușite din campionatul mondial, iată că și în IRC am reușit un rezultat mare și suntem extrem de mulțumiți. Și vreau foarte mult să-i felicit pe organizatori care au făcut un raliu extraordinar și iată că după 25 de ani de pauze, mai mult sau mai puțin justificate, crema automobilismului european vine din nou în România și e fantastic. Locul 3 obținut la Sibiu l-a readus pe Valentin Porcișteanu în fotolul de lider al campionatului național după 5 etape. O zi grea, chiar dacă prima zi a decurs bine, ne doream și a doua zi să fie la fel de bună, dar n-a fost nici noi ocoliți de probleme. Unii concurenți au avut probleme mai mari cu ruperi de amortizoare și cu abandonuri. Noi am avut doar o pană destul de ciudată, am lovit un bolovan pe Gâtul Berbecului și pana a făcut-o pe șanta pentru că s-a strâmbat geanta și s-a polizat de la etrier. Acolo cu schimbarea roții am pierdut mult timp pentru că am mai căzut și mașina de pe cric, undeva la 10 minute. Cu această pană s-au dus șansele noastre pentru locul 4 sau, mă rog, poate și locul 3 la general în această etapă, locul 1 la Production Cup, dar bine că am ajuns la final, mașina este întreagă, suntem pe 3 la general în campionatul național, pe 3 la Production și ne bucurăm că am luat startul într-o companie selectă. Felicitări câștigătorilor și tuturor celor care au dus raliul la bun sfârșit. După un duel pasionant cu Harry Hunt, finalmente victoria la două roți motrice a fost adjudecată de Robert Consani, britanicul trebuind să se mulțumească cu locul secund. Bronzul categoriei NRC și victoria în campionatul național a fost obținută de Vlad Cosma, care a reușit la Sibiu o nouă evoluție de excepție. Foarte bine, în primul rând mă simt foarte bine că în sfârșit am terminat o cursă și am terminat cea mai dură cursă din campionat și pot să zic că a fost cea mai grea cursă din cariera mea. Clar, ieri pe Crinț nu credeam că se mai termină odată proba. Ce să zic, mașina ok, mici probleme, dar băieții au știut să le repare în service de fiecare dată. Și suntem aici, am câștigat două roți motrice românești, două roți motrice irecești, locul 3. Cu mașina asta nici nu știu dacă puteam face mai mult, am vrut să-l prindem pe Harry pe ultima probă când el a avut ceva probleme, dar se pare că ei se descurcă bine și pe 3 roți și n-am reușit să recuperăm mai mult de 1,5 minute, dar suntem foarte bucuroși și așa este mult mai mult decât ne-am propus. Pe podiumul național, pe pozițiile 2 respectiv 3, au urcat Alexandru Filip și Bogdan Barbu. Alex și-a consolidat poziția de lider al categoriei două roți motrice, în timp ce Bogdan, cu o nouă victorie în Cupa Dacia, apare scăpat în câștigător al trofeului în acest sezon. Acesta a fost filmul Sibiu Rally România la prima prezență în Intercontinental Rally Challenge. Acțiunea în campionatul național se va relua la mijlocul lunii august cu raliul Aradului, care și în acest an va conta și în campionatul maghiar. Până atunci rămâneți conectați la universul raliurilor pe site-ul nostru ralimagazin.ro. Eu sunt Alexandru Tămășescu și până data viitoare vă spun la revedere!